Dragoviosi, dragoviani și părinți, iubiți credincioși. Te-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajungem în acest măreț praznic al înălțării sale la cer, al înălțării la cer al Mântuitorului Iisus Hristos. Praznic care se află între cele două mari evenimente a Învierii și a pogorârii Duhului Sfânt, ziua întemeierea Bisericii. Fiecare din aceste practice le aduce mai aproape de evenimentele care s-au săvârșit odată pentru totdeauna, dar care prin Sfânta Liturghie, prin ceea ce săvârșim noi, lăsat rânduială lăsată de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, evenimentul devine o realitate, o prezență pentru noi. De aceea, iată imnul de preamărire și de încurajare și de binecuvântare pe care l-am intonat astăzi. Înălțatu-s într-o slavă, Hristoase Dumnezeule, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor tăi prin făgăduința Duhului Sfânt, încredințându-i pe ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru noi, oamenii, orice fel de despărțire suportă o întristare, o tristețe. Și iată că despărțirea Mântuitorului Iisus Hristos pe ucenicii săi, din înălțarea la cer, a produs cu totul altceva decât lucru firesc. O mare binecuvântare pentru că ei au fost încredințați. Văzând atâtea minuni și văzându-L înălțându-se la ceruri, după ce l-au văzut intrând prin ușile încuiate la ucenici, cel care a ieșit prin piatra pecetuită, deci care luase trupul nostru omenesc, dar atât de mult l-a înduhovnicit, l-a îndumnezeit, încât el a ieșit, intrat prin ușile încuiate și a ieșit prin piatra pecetuită. Adică cel care era dintr-un început Duh absolut, Spirit absolut, Fiul lui Dumnezeu, luând un trup al nostru, al oamenilor, și l-a asumat atât de mult încât trupul acesta să poată să facă parte, să stea alături de persoanele sfinte evreii. După înălțarea la cerul a Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfânta Treime era compusă din Dumnezeu Tată, din Dumnezeu Fiul întrupat și din Dumnezeu Duhul Sfânt. Bucuria aceasta a fost atât de mare pentru că Mântuitorul le-a dovedit ucenicilor, le-a încredințat pe ucenici că misiunea sa s-a împlinit și de acum încolo urmează lucrarea Duhului Sfânt, cele de-a treia persoană a Sfintei Treimi și acela Duhul Sfânt, le-a spus ucenicilor, vă va învăța pe voi toate. Veți cunoaște tot ceea ce trebuie să cunoaște voi. Veți cunoaște atât de mult cât puteți să înțelegeți, dar atât de mult încât să fie suficient pentru câștigarea mântuirii. Și care va fi lucrarea Duhului Sfânt? Peste 10 zile vom avea practicul pogorârii Duhului Sfânt. Ucenicii care încă mai erau cuprinși de frică, fiind închiși într-o clădire, într-o casă, împreună cu Maica Prea Curată, au simțit și au văzut lucrarea
pe care a rânduit-o Dumnezeu, când Duhul Sfânt, în chip de lin ca de foc, s-a pogorât peste ucenici și știți care a fost efectul. S-au transformat total. Harul lui Dumnezeu s-a sărășuit întru ei. Harul lui Dumnezeu a fost cel care s-a împărtășit apoi credincioșilor prin Sfintele Taine. Și pentru că am sărășit acum aici Sfânta Liturghie, pentru că am așteptat pentru noi enorm de mult ca să facem liturghia doar singuri, slujitorii, și să vă transmitem, să vă dăm posibilitatea să vedeți, să participați sufletește, nu fizic. Și lucrul acesta ne-a încurajat, ne-a făcut să ne dispară frica. Din contră, să avem cât mai multă încredere și mai presus de toate dorința fierbinte, dragostea ferică față de lăcașurile sfinte, care și acum rămân goale, dar cu noi împreună, dacă noi suntem afară sub bolta cerului, în interiorul bisericilor noastre sunt sufletele tuturor moșilor și strămoșilor noștri, celor dragi ai noștri care sunt dincolo, sus în cer, și sunt mai mulți decât noi. Noi trebuie să fim cuminți. Și cumințenia ne-o dă credința noastră. Pentru că orice fel de greșeală pe care am putea o să o facem ca oameni, va fi interpretată altfel. Iată cine sunt cei care încalcă legile. Sunt legi, că sunt de drepte sau de drepte, că sunt de reale sau de nereale. Știm un lucru, că au murit oameni. Știm un lucru, că este ceva, este un înger al morții care se transmite fără să știm noi, fără să vrem noi, fără să putem să-l oprim noi. Și mai ales prin ceea ce era nou mai drag, apropierea, îmbrățișarea, atingerea, toate acestea le lăsăm pentru un moment. Așteptăm ca dragostea din noi să lucreze mai puternic, să fim mai întăriți noi, să ne trăim unii pe alții. Avem acum, așa a rânduit Dumnezeu, să existe modalitățile acestea de comuniune, de comunicare, pe care nu le-am avut niciodată, nu le-am putut imagina, de la o scrisoare până la posibilitatea de a ne vedea acum și de a fi împreună, nu numai că suntem aici, ci toți cei care ne ascultă, toți cei care ne văd, într-o unitate de Duh, într-o unitate spirituală, să facem Paștele cu toți împreună și să spunem, mai mult decât oricând Hristos a înviat, iată că acum participăm cu toții la înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, vedem cum s-a urcat la cerul, dar simțim cum deja înmurește asupra noastră darul milostivirii sale. Și lucrul acesta îl face prin Sfânta Liturghie. Toate slujbele pe care le avem noi sunt de folos, fiecare dintre rânduielile noastre bisericești vizează un segment din viața noastră, dar liturghia este de nelipsit. Dacă ne-ar lipsi liturghia, am pierdut totul. Sunt tainele pe care le primim în crucie și le-am primit și datorită cărora suntem creștini, botezul și mirungerea, dar ele sunt legate de împărtășare, de Eucharistie, care se săvârșește la Sfânta Liturghie. Deci, luați aminte și mulțumiți lui Dumnezeu pentru că am participat astăzi cu toții, n-am asistat. La liturghie noi nu asistăm, ci participăm în mod direct, răspunzând provocărilor pe care diaconul sau preotul ni le adresează. Noi răspundem, Doamne, miluiește-ne! Și suntem într-o unitate, într-o comuniune, într-o frățietate pe care, într-adevăr, o întărește și o definește și o
împlinește cu totul Sfânta Împărtășanie. Nu ați fost privați de Sfânta Împărtășanie, cum au încercat unii să arunce acuză asupra Bisericii. Am fost nevoiți pentru ca să nu le dăm prilej să discute, să intre în problemele intimității noastre spirituale, care de 900 de ani se împlinește așa cum se împlinește astăzi și nu s-a întâmplat niciodată nimic și au fost perioade mult mai grele decât aceasta. Iată că am amânat pentru împărtășania publică, adică să venim cu toții cum ne împărtășam înainte și acum atenția se pune pe pregătirea pe care trebuie să o avem noi pentru Sfânta Împărtășanie. Nu te poți să te împărtășești oricum doar prin faptul, singurul fapt, că n-ai mâncat nimic astăzi. Normal, la biserică să vine nemânta. Dacă trebuie să iai ceva, medicamente, este altceva, dar dacă vii, așa cum vii de obicei, cu zilele celelalte, n-ai, nu simți prea mult că ai făcut un efort mai bun. Pentru Sfânta Împărtășare, însă, trebuie să facem o pregătire. Și pregătirea aceasta, cum se face? Bisericile sunt deschise. De luni și până sâmbătă, inclusiv și duminică, după ce se termină Sfânta Liturghie, povedania este un act individual, care se poate face prin programare, fără înghesuială. Imaginați-vă ce aveam noi de obicei în săptămâna Sfintelor Rugăciunii. Era catedrala plină, câte 10, 15, 20 de preoți spovedeau și câțiva împărtășau mereu. Acum, pentru ca să respectăm întru totul rânduiala aceasta și acea distanță impusă, mergem pe rând, ne spovedim și dacă preotul ne dă deslegare să ne împărtășim, avem posibilitatea să ne unim cu Hristos, cu același Hristos, în fiecare zi se face Sfânta Liturghie aici. Și avem și Sfânta Împărtășanie păstrată pentru bolnavi, oricând, cu același Hristos ne unim, dar suntem într-o unitate de credință și de mărturisire a credinței prin participarea noastră la Sfânta Liturghie, e rugăciunea pe care am făcut-o. Dacă doar Tatăl nostru, care l-am zis cu toții, din toată inima, la care vom adăuga și rugăciunea care o facem la sfârșit și rugăciunile speciale pe care le-am făcut, ca Dumnezeu să se milostivească asupra noastră, întâi de toate să-i tămăduiască pe cei care sunt bolnavi, apoi să ne ferească pe noi care ne îmbolnăvi, și să ne întărească mai mult în credința noastră, care este cea mai mare putere de care noi avem nevoie acum. Fără teamă, cu încredere, din totdeauna au fost oameni care au plecat la Domnul, dar acum, dacă suntem înțelepți, vom ușura eliminarea acestei perioade de restricție prin dispariția acestei boli, acestui virus. Este ceva de neînțeles. Când omul creează, când omul face ceea ce e împotriva lui, când omul se luptă, sunt atât de mulți anticorpi în noi, avem atât de multă putere, încât zilnic noi ne luptăm cu tot felul de agenți care vin împotriva noastră și biruim. Suntem biruitori. Cei care sunteți aici, sunteți biruitori.
întăriți-vă și în alimentație și să aveți puterea aceasta apărării, dar întăriți-vă în credință. Suntem încredințați că ne dă putere multă Mântuitorul Iisus Hristos, care, înălțat acum la cer, îl va trimite pe Duhul Său, cel Sfânt, să ne ocrotească pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și dragostea pe care am împărtășit-o acum împreună, duceți-o și la ceilalți, transmiteți-o pretutindeni. Nimic, nici distanța nu ne poate separa, nici masca care trebuie să o purtați, o purtăm, care îl apără pe celălalt, nu pe tine. Masca nu te apără pe tine de ceva, ci îl apără pe celălalt pe care tu poți să-l transmiți fără să trăiești. Dar să transmitem dragostea prin cuvintele noastre, dacă nu putem, prin alte semne ale iubirii și prin chipul luminat. Astăzi duceți bucurie, pentru că bucuria aceasta avem nevoie acum. Va mai fi încă o duminică până la praznicul pogorârii Duhului Sfânt, în ziua de Rusalii, vom face slujbă, probabil, pe un altar afară. Vom încerca în curtea catedrale să facem un altar mai ocrotitor, mai ales pentru noi, pentru preoți și pentru dumneavoastră. Dacă îl punem acolo, avem deschidere și într-o parte și în parcarea cealaltă, iar luni avem cramul catedralei Sfânta Treime. Sunt zile de bucurie, zile de speranță, niciodată să nu ne dispară din inima noastră încrederea aceasta că Dumnezeu este cu noi. Amin. La mulți ani tuturor!